Vă gândiți la Liga 1? Bineînțeles. Cred că orice jucător din Liga 2, de la orice echipă, are în capul lui așa puțin să se claseze cât mai sus. Și bineînțeles și noi avem această idee în cap, în primul rând, să prindem play-off-ul și ca apoi să încercăm să ne clasăm cât mai sus. Pentru că odată ce a intrat în play-off, cred eu că toate cele 6 echipe au șanse egale de promovare, pentru că acolo nu este diferența foarte mare de puncte și ești un, dacă legi 2 victorii, cred că poți să ajungi imediat în față. Se poate spune că pentru tine personal este un început perfect de campionat cu 6 goluri marcate? Este un început destul de bun. Eu în continuare sper să o țin în același ritm și să marchez cât mai multe goluri, cât mai multe pase, să am cât mai multe pase de gol și să încerc să-mi ajut cât mai mult echipa. Te-ai gândit dacă n-ar fi fost fotbalul, ce ai fi făcut? Da, nu știu. Nu m-am gândit niciodată, pentru că nu prea am avut altceva în cap de când mă știu, decât fotbal. Am avut prea mult fotbal în cap ca să mă gândesc la altceva. Ce echipă țineai când erai mic sau ce idol aveai de ți-ai dorit atât de mult să ajungi la un nivel înalt? Pe plan internațional, probabil Cristiano Ronaldo este pentru mine și pe plan național Mutu a fost mereu. Aș vrea în capul meu să mă asemăn cu el, însă nu este comparația mult prea mare. Ce nebunie ai fi în stare să faci dacă cineva îți garantează că mâine vei termina campionatul promovând și vei fi golgheterul Ligii a doua? Aș face 1000 de antrenamente într-o zi. Pentru că asta poate și asta e cheia succesului. Cu când antrenezi mai bine, cu atâta poți să ajungi mai sus. Cristiano Ronaldo spunea că face la un antrenament 1000 de abdomene. Reușești și tu la fel? Nu știu cât de reală este povestea cu 1000 de abdomene într-o zi, pentru că poate am încercat și uneori să fac 1000 de abdomene într-o zi și nu prea ți iese timpul, în primul rând. Cred că ar trebui să stai în abdomen vreo 2-3 ore, ceea ce nu mai ai timp nici de antrenamentul propriu-zis. Dar câte ți-au ieșit? Am făcut și 1000, dar după 1000 de abdomene nu mai aveam timp să fac nimic. Ai și pătrățelele lui Ronaldo? Eu zic că da. Nu știu, se văd. Sunt puțin. Care îți dorești să fie punctul maxim al tău în fotbal? Punctul maxim al meu, visul meu de mic copil este să ajung la echipa națională. Însă asta doar Dumnezeu știe. Spune să crezi în vise. Da, normal. Eu așa am fost de când mă știu. Niciodată nu am renunțat. Oricine mi-a spus că nu pot face sau așa, eu în capul meu știu că pot ajunge și pot ajunge chiar sus. Și în continuare visul meu e să ajung la echipa națională. Nu știu, la 29, 30, 32 de ani, poate cine știe, voi ajunge.